Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la o nouă zi de aici, de la grădina mea. Astăzi vreau să mă apuc să fac curat repede aici, în partea asta de aici din față, unde o să montez, unde o să mut găinile, așa că o să eliberez toți bancalii de aici, dar aș vrea să mă apuc de ei ca să-i demontez, că dacă stau să iau să-i mut într-o parte în alta, n-am făcut nimic, așa că mă apuc să-i demontez. Aici e dezastru. Că ia uitați ce de paleți am aici, aici la fel, că am tot adus paleți. Așa că aș vrea să mă apuc să desfac din ei, pentru că aș putea să-i mut aici și să-i pun acolo, dar ce fac? Îi iau și-i mut într-o parte în alta și tot așa, oricum trebuie să-i desfac. Așa că ușor, ușor o să mă apuc să-i desfac și pe aia, pe toți. Să vedem cât pot să fac astăzi, că vreau să liberez tot spațiul aici, să reușesc să liberez, că până o reuși eu să fac poarta. Până atunci o să fac treaba asta, o să liberez spațiul aici, că după aceea, după ce o să fac poarta de acolo, gardul ăsta va veni stricat. Ăsta o să-l stric, o să-l demontez tot gardul ăsta de aici, pentru că undeva aici va veni cotețul de la găini și cred că undeva în partea asta va veni cotețul la câine. Acum să văd, că mă gândesc, rămâne de văzut, de-aia să vedem ce spațiu o să am și cum e spațiu și vom vedea. Dar oricum aici cu siguranță va veni cotețul la găini, exact lângă magazia de lemne. Să vedem, mai am de lucru și la magazia de lemne, că trebuie să o închid bine, dar na, tot o amân, pentru că și timpul, după cum ați văzut, nu mă lasă. Ba plouă, ba e soare, ba nu știu, nu, e un timp aiurea, și azi a plouat puțin, după cum se vede că e ud. A plouat mai devreme, a plouat azi pe zi, după aia e și soarele și acum iarăși din nou e înnorat. Cred că mai târziu va veni iar o ploaie. Dar în fine, asta e. Da, e bună ploaia, că ia uitați și voi ce frumos a crescut și usturoiul. Începe să crească cam toate, încep să iasă în grădină. A, și să vă arăt că a început și cartofii să iasă. Ia uite. Pe undeva pe aici am văzut că a început să iasă și cartofii. Ia uitați. Deja au început să iasă cartofii. Ia uite ce frumos sunt. Încep să iasă. Asta este bine. Nu știu că a început să iasă porumbul. Porumbul, uite că a început să iasă și porumbul, ia uite. Deja a început să iasă și porumbul, ia uite-l. Ia uite, a început să iasă și porumbul, ia uite, și aici. Deci a început să iasă și porumbul, e numai bine. Asta e bine, e bine. În fine. Așa că mă apuc repede să demontez bancalii ăștia, paleții ăștia, să-i demontez, să-i desfac, să desfac din ei. Că ia uitați, am o grămadă, am aici, acolo și mai am și în spatele grădinii. Mai am și în spate acolo, pe lângă găini, mai am o grămadă și acolo. Și încă mai am și la muncă, mai aduc o grămadă paleți, oricum sunt buni. Sunt buni pentru scândură și pentru lemne de foc. Așa că de lemne nu duc lipsă. Plus că mai am și lemne aici, lemnele astea care trebuie să le tai, că încă n-am mai reușit să le tai, să le sparg pe alea, dar nu am mai reușit, pentru că am fost ocupat cu grădina, să plantez și în grădină. Trebuia să și plantez, că dacă lăsam așa, am prins zile bune și am zis, bă, hai repede să plantez, că dacă nu, nu mai am timp când să plantez. Și de asta, așa că astea le-am amânat, că astea se pot face și până la iarnă, mai e destul. Deși timpul trece foarte repede, nici nu știi când trece. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. What you do to me? Can't you see what it means?
to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. About to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my. Bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. We'll be right back.
take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my extent, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. To lose control, there's a fire in my bones. My psychic's blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my extent, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. To save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Oameni buni, ia uitați ce de paleța am născut aici. Ia uitați câtă scândură aici. Dar mai am să scot cuiele la ele. Nu știu dacă o să reușesc în seara asta. Cel puțin așa aș vrea. Dar o să mă apuc imediat să scot acum cuiele la ele. Ia uitați câte cuburi aici. Astea vreau să fac o ladă. O ladă din lemn. În care să pun toate cuburile astea. Plus bucăți de lemne care mai rămân. Că o să mai strângă multe cuburi. Așa le pun într-o ladă de lemn, o fac tot așa din paleți, o fac undeva aici în magazin, undeva într-un colț și am să le pun acolo, dar momentan le pun în altă parte pentru că mai am încă de lucru acolo la magazie, că aș vrea să le pun undeva în colțul ăsta aici, aș vrea să le pun undeva aici în colțul ăsta, dar trebuie să nivelez aici terenul și să scap de buturuga asta de aici, încă n-am reușit să scap de ea. Să vedem dacă încă mai ține timpul bun, că văd că ăștia au anunțat ploi, dar văd că se ține, dă așa cât o ploicică, că nu dă ploi așa serioase, dar uite, după cum se vede, acum e norat, de-aia ăștia au anunțat și astăzi, anunțat ploaie, dar n-a plouat. Pe de-o parte mă bucur că am putut să și lucrez și eu,
pe de o parte era ok, era, mai era bună cât o ploaie, deși a plouat destul, dar era bună, în fine. Să vedem zilele astea dacă reușesc să tai buturuga asta. Dar, după cum am spus, trebuie să-mi iau o altă lamă la drujbă, să iau o lamă mai lungă, ca să pot să-l tai cum trebuie. Așa că să vedem dacă găsesc o lamă pentru drujba mea, o lamă mai lungă și cu lanț, bineînțeles. Și bineînțeles, dacă îmi permite și bugetul, să văd cât costă, că nu știu cât costă. Așa, și vreau să mai desar la bancal, la paleți, dar mi s-a terminat bateria la flex, că nu l-am pus la încărcat, am uitat să-l pun și la încărcat, că am două baterii la el. Am una de 9 amperi și una de 2 amperi. Și am uitat să o pun la încărcat, nu, de 5 amperi, scuze-mă, da. Am una de 5 amperi, am vrut să-mi iau de 9 amperi, dar era foarte scumpă. Am una de 5 amperi și una de 2 amperi și am uitat să o pun la încărcat. În fine, și uite, trebuie să tai cuiele astea care sunt strâmbe. Uitați și voi cum sunt strâmbe, că eu aș vrea să le îndrept. Dar e dificil de îndreptat pentru că sunt strâmbe, sunt băgate înăuntru, bătute înăuntru. Și mă chinui foarte mult ca să le scot, să le îndrept. Așa că mai bine le tai, că ia uite câte sunt, sunt o grămadă și pierd o grămadă timp dacă stau să le îndrept. Am mai făcut, anul trecut am făcut așa sau acum 2 ani, nu mai știu. Da, când am făcut cotețul la găini, sunt vreo 2-3 ani, mai bine, cred că 4 ani când am făcut cotețul la găini. Nu mai știu exact câți ani sunt, dar oricum, am făcut atunci, că atunci n-aveam flex, n-aveam eu prea multe scule atunci. Și m-am chinuit să le îndrept cu șurubenița, cu cleșle, m-am chinuit foarte mult ca să le îndrept. Dar acum am găsit metoda mai bună, am să le tai frumos cu flexul și mi-e mult mai ușor. Dar că în seara asta nu mai am cum să continui, că eu vreau practic să termin să-i desfac pe toți paleții, dar uitați câți mi-au mai rămas, mai sunt încă aici. Cred că am desfăcut aici vreo 10 paleți, i-am desfăcut aici. Da, sunt vreo 10, poate mai bine de 10 paleți aici. Dar e bun că am făcut și atâta. Așa că acum mă apuc repede să scot cuiele, la câte pot să le scot, că deja se lasă și întunericul. Soarele deja a apus și se și înnorează. Momentan am găsit în ce să pun și cuburile astea. Pun aici în lada asta. Ia să văd ce frumos. Așez. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. To save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. To lose control, there's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my to blow it up like a volcano.
mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it. Oameni buni, cam asta este toată scândura care am scos eu cu ei. Am mai rămas aici, deci, bă, cred că am făcut, să zicem, aproape jumate am făcut, am scos cu ei din ele. Au mai rămas astea, dar o să merg și eu către casă, că deja au început serenadele și începe și dansul. Noroc că eu mă mișc și nu mă mușcă. Au început să mă bâze țânțarii. Deja au început să mă bâze că e răcoare acum și numai bine, răcoare, un pic umiditate și deja au început să vină. O să pun repede scândurile astea într-un loc, o să le pun pe palețe aici ca să nu stea pe pământ direct, ca să iau umiditate din pământ. O să le pun direct pe palețe, nu le las pe iarbă. Astea o să le las aici momentan. Să vedem mâine dacă reușesc să continui, sper să nu plouă, să reușesc să continui și mâine, aș vrea să fac cât mai repede să fac aici. Nu văd ora când să văd aici totul curat, să văd și cotețul mutat aici, să văd totul așa pus la punct, să se vadă frumos altceva. Cât am transformat eu grădina asta cum era la început, poate, nu știu, o să fac un video așa cum arăta la început și cum arată acum. Să vedem, trebuie să caut toate clipurile vechi care le aveam înainte. Cele care am reușit să fac, să filmez și să văd așa cam de la început, cam cum arăta grădina la început. Și aici era un dezastru, era iarba mai mare decât mine era aici, iarba, era lăstar și alte chestii, plus de alta nu era baraca care este acolo. Era baraca aceea mică, o să vă arăt, nu știu, poate o să fac un clip așa. Plus că, na, ați văzut și voi acum în ultimul timp că am făcut magazia asta de lemne, plus multe alte chestii care o să mai urmeze să fac pe aici. Cotețul de găini o să-l mut, am făcut grătarul ăla, deci am făcut foarte multe chestii aici. Dar am făcut pentru mine și asta mă bucur. Și îmi place să fac, îmi place să-mi dau de lucru, să... Așa trece și timpul mai repede, bine, că uneori nu prea îmi convine că trece timpul repede, pentru că nu reușesc să termin ceea ce am de făcut, ceea ce îmi propun să fac și aș fi vrut să mai dureze mai mult, să dureze ziua mai mult ca să pot să fac cât mai mult, dar asta e ce să facem. Dar am să închei aici clipul, că deja, uite, începe să mă mânce țânțarii, nu mă lasă deloc. Nici măcar să închei și eu clipul, măcar să-mi dea și like și subscribe. Și mă mulțumesc. Ok, oameni buni, așa că am să închei, mă scuzați că mă bâlbâi, sunt și obosit. Am să închei clipul aici și așa că dacă apreciați munca mea, lăsați și voi un like, dați o distribuire să vadă și prietenii voștri și o să urmeze și clipuri mai interesante. Știu că acum probabil clipurile astea sunt plictisitoare, momentan, ceea ce fac eu acum,
dar o să urmeze și clipuri mai interesante când voi începe alte proiecte mai interesante, că v-am spus, nu știu dacă v-am mai spus, vreau să construiesc o cabană acolo în spate, în spatele grădinii, deci de aceea vreau să mut și găinile, să le mut aici în față, pentru că acolo e și grătarul, acolo mai facem și noi un grătar și dacă aș face și o căbănuță, să vedem, sper să reușesc. Va trebui să cumpăr materialele pentru că nu vreau să fac chiar din ciurupuri. Ceva, o parte din materiale va trebui să le cumpăr, dar momentan trebuie să dispun de buget. Așa că vom vedea pe viitor ce va mai urma, dar oricum mai am și alte chestii de făcut, oricum mai am gardul de reparat, am multe de făcut, plus ce mai am de plantat prin grădină, am multe chestii. Așa că, oameni buni, nu vă mai rețin, nu uitați să lăsați și voi un like, mă susține foarte mult, un subscribe, să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o și bineînțeles și dacă aveți bună plăcere. Haideți să ajungem la 10.000 de abonați. Mai îmi trebuie încă vreo 120 de abonați. Văd că, uite, ușor-ușor începe să crească, adică ne apropiem de 10.000 de abonați, așa că v-aș ruga tare mult. Hai să vedem, luna asta reușim să facem 10.000 de abonați, 120 de abonați nu e nimic. Că am văzut că foarte mulți dintre voi, cred că mai bine de 50% dintre voi mă urmăriți, dar nu sunteți abonați la mine. Așa că v-aș ruga tare mult, nu vă costă nimic, doar un click acolo și atât. Nu vă costă nimic altceva. Ok, oameni buni, aveți grijă de voi, numai bine, sănătate și să ne vedem cu bine la următorul clip. Pa, pa, oameni buni! We were playing with fire.